Bine v-am regăsit, începe Inspira România. Astăzi o să mergem departe, prin jungla amazoniană, prin Siberia și prin multe alte locuri, pentru că avem un invitat special. Alexandru Stermin este biolog, dar a terminat și teologia, apoi s-a apucat de filozofie. La doar 37 de ani a pășit pe 5 continente, până acum, și are planuri mari pentru viitor. Alexandru Stermin, bine ai venit la Inspira România. Bună seara, mulțumesc de invitație, bine v-am găsit. Câte locuri, hai să începem de aici discuția, câte locuri ai vizitat până acum și care a fost ultima expediție pe care ai făcut-o? Foarte multe locuri, mi-e greu să fac așa o sumă, însă am fost în Africa, am fost în India, am traversat Siberia, m-am lăsat fermecat și m-am îndrăgostit de America de Sud și de fiecare dată încerc să mă reîntorc acolo. Și ultimul loc în care am fost a fost Pantanalul. În februarie anul acesta am o colaborare cu Universitatea de Stat din Rio de Janeiro și merg acolo câte 4-5 săptămâni în fiecare an și anul acesta am fost în Pantanal, care este cea mai mare mlaștină din lume. Cum ți s-a părut? Cu ce impresii te-ai întors de acolo? Parcă am ajuns în ziua cea din tâi, pentru că erau atât de multă viață acolo. E un loc ferit de oameni. Imaginați-vă un platou enorm în mijlocul Braziliei care s-a scufundat și de pe marginea lui au început să curgă râuri și toată apa asta se strânge în mijlocul platoului. E o mlaștină enormă și oamenii nu prea au ce să facă acolo. Sunt doar câțiva localnici care trăiesc în mlaștină. Era un loc pe care îl știai dinainte? Cum ai aflat despre el? Îți doreai să ajungi în acest loc? Da, era un loc despre care am învățat când eram student. Și mi-am dorit dintotdeauna să ajung acolo. Numai e foarte complicat să organizezi o călătorie acolo, pentru că ai nevoie de foarte mulți oameni care să te ajute, să te ia cu mașina, să te ducă pe drumul ăsta, să găsești pe cineva care să te ia cu barca, să ai un loc unde să stai, să ai fie un biolog care să vină cu tine. Și am încercat să fac asta de vreo 5 ani de zile. De fiecare dată am renunțat pentru că a intervenit ceva și anul ăsta până la urma urmei am reușit. Ai nevoie de avize de la autorități ca să poți să ajungi în astfel de locuri? În unele da, în altele nu. Aici, de exemplu, în Pantanal nu ai nevoie. Dar în alte locuri, cum a fost insula cea mare a Braziliei, acolo unde acum 4 ani de zile am făcut o expediție de 2 săptămâni, am avut nevoie de 6 avize. Deci mi-a luat... Se obțin greu? Destul de greu. Birocrația în Brazilia seamănă mult cu birocrația de la noi și atunci mi-a luat vreun an jumătate ca să obțin toate avizele. Dar nu ți-a fost greu să te adaptezi la hârtii? Hârtile din România. Cred că de asta mă știm și foarte bine acolo. Că sistemul lor seamănă oarecum cu sistemul nostru. Uite, asta voiam să te întreb. Care este, nu știu, orașul tău de suflet? E Rio de Janeiro. De ce? Ce anume te-a atras? Ai vorbit ceva mai devreme. Cred că în momentul în care am ajuns acolo, atunci când am făcut 30 de ani și am făcut călătoria asta în jurul lumii, când am ajuns în Rio de Janeiro, am simțit cumva că am ajuns acasă. Mi-a plăcut, îmi place foarte mult pentru că orașul este pe malul oceanului. Și din loc în loc, în mijlocul orașului, se înalță așa niște munți și pe munții ăștia, înconjurați de zgârie nori și de favelas, e junglă. Deci biodiversitatea trăiește în mijlocul orașului. Dincolo de asta, ai o plajă extraordinar de frumoasă, unde soarele e puternic, lumina este galbenă, te îmbrățișează, dar nu arde și nu este torid ca la noi. E un soare de mijloc de august la noi, dar este o temperatură în august acolo de 25-24 de grade. Până la urmă, tu ești un biolog fericit, ai reușit să pășești, așa cum spuneam la început, pe 5 continente și știu că ai ajuns, pentru că ne vorbești despre Rio de Janeiro, ca fiind orașul tău preferat, știu că ai poposit în locul unde portughezii au ajuns în momentul în care au descoperit acest loc, locul unde s-a construit Rio de Janeiro. Ce ai simțit? Sau cum te-ai simțit când ai ajuns acolo? A fost o situație foarte stranie, pentru că am ajuns în golf și am început să citesc. În timp ce eram acolo în golful ăsta, citeam articole despre cum au ajuns portughezii și parcă vedeam prin ochii lor ce au văzut. Și după asta am început să mă uit pe plajă și să încerc să redescoper pe plajă câteva specii de plante sau de arbori pe care ei le-au descoperit. Și dincolo de asta, anul acesta când m-am reîntors în Rio, am încercat să găsesc niște albume cu niște fotografii foarte vechi. Bine, nu de pe vremea în care au ajuns portughezii acolo, dar mult mai vechi decât cele pe care le știm astăzi. Și am găsit și cumva parcă le recunoșteam. Erau așa cum mi le imaginam.
Uite, cu ajutorul tău o să le arătăm și telespectatorilor ceea ce ai văzut tu acolo, pentru că avem câteva imagini pe care tu ni le-ai pus la dispoziție. Haideți să vedem imaginile din acest loc splendid și ne întoarcem la discuție. Am găsit aici niște cuiburi de corcodel cu gâtul negru. Și la prima vedere pare că nu este nimic în cuib. Dar dacă dăm la o parte vegetația asta, o să vedem ouăle. Da, astea sunt imaginile din, din România. O să îi rog pe colegii mei să pregătească și imaginile din Rio de Janeiro. Alexandru, tu ai scris două cărți. Am una dintre ele aici. Una urmează să se lanseze. Despre ce este vorba? Cartea care urmează să vină pe lume o să fie lansată la Târgul Internațional de Carte, la Bookfest-ul din București, pe 4 iunie. Și se numește Căzuți din junglă. Și de fapt continuă călătoria pe care am început-o în cartea pe care o ai în mână. Călătorie în jurul omului. Da. Este cartea pe care am scris-o după ce m-am întors dintr-o călătorie pe care am făcut-o în jurul lumii când am împlinit 30 de ani. Când am ajuns așa pe la vreo 25-26 de ani, am avut o criză existențială și mi-am dat seama că m-am gândit că dacă o să mor atunci când fac 30 de ani, și ce o să se întâmple cu mine și unde vreau să mor? Și mi-am dat seama că aș vrea să mă duc și să mor într-un loc pe care, în care dintotdeauna mi-am dorit să ajung. Și am zis, o să mă duc în Amazon. Mi-am deschis un cont și am început să mă economisesc bani. Au trecut 4 ani și se apropia momentul în care trebuia să plec. Și mi-am dat seama că am destul bani încât să merg cumva în jurul lumii. Și am zis, bun, dacă vreau să ajung aici, în jungla asta din Amazon, de unde vreau să merg mai departe? Și m-am gândit să merg în alte două jungle. Pe care noi, deci tu practic voiai să ajungi până în 30 de ani să vizitezi aceste locuri. Da, vreau să împlinesc 30 de ani în jungla din Amazon. Și s-a întâmplat asta? S-a întâmplat asta. Da. Bun, deci da. Practic a fost un vis pe care cumva ți l-ai realizat. Da. Bun. Am citit, îți mărturisesc, din cartea ta și spui tu la început, în cartea care urmează să fie lansată, În căzuți din junglă, ai un avertisment la început. Vă previn, această carte este o junglă. Și îți mărturisesc că m-a cuprins, adică am stat și am citit cu atenție și cumva aș putea spune că este o junglă a imaginației. Îți pui cumva imaginația la contribuție, dacă pot să spun așa. Și aș vrea să te întreb de ce ai ales să pui acest avertisment. De ce este o junglă cartea ta? Pentru că după ce am scris textele și le-am adus împreună și m-am uitat peste manuscrisul acestui volum, mi s-a părut că e foarte divers și că la prima vedere ai impresia că nu se leagă, pentru că sunt trei mari părți ale cărții. Da. Dar în același timp, după ce citești manuscrisul, îți dai seama că da, se adună împreună și că sunt împreună. Și m-am gândit că exact așa e și jungla. E formată din foarte multe elemente. Foarte multe elemente. Care parcă n-au nicio treabă unele cu celelalte. Nu-ți dai seama și nu știi încă în ce fel comunică și în ce fel stau ele împreună. Dar dacă intri în junglă și începi să o descoperi, simți că fiecare și are locul lui acolo. Și îți dau o experiență. Dincolo de asta, sunt unele părți din carte pe care le-am scris și în care am retrăit niște stări în care m-a copleșit frica. Și o să vreau să te întreb și despre asta. Dar până la urmă, în junglă nu descoperi și lucrurile rele pe care omul le-a făcut? Ba da. Și tu le-ai descoperit. Da. Da, și asta e și cartea. În cartea asta vorbesc și despre părțile bune și despre părțile mai puțin bune sau despre umbrele și întunericul din noi. Exact așa cum e și o junglă, cu toate florile și splendorile ei și cu toate pericolele și umbrele ei. Ce anume, atunci când vorbim de lucrurile rele, este ceva la care te gândești tot timpul? Adică din lucrurile pe care le-ai întâlnit în toate drumurile astea ale tale? Dacă este o idee reală care mă gândesc sau o frică pe care o am, da, de fiecare dată mă gândesc oare cât o să mai reziste splendorile astea pe lume.
Pentru că simt așa că punem presiune pe ele din toate părțile. De exemplu, în pădurea atlantică, acolo mi-a fost dat să mă întâlnesc într-o zi cu doi braconieri care puneau capcane pentru animale sălbatice. În aceeași zi am găsit în mijlocul pădurii o zonă care a fost defrișată și în care oamenii au plantat palmieri. Chiar dacă pădurea asta este monument UNESCO și marginile ei, contururile ei sunt foarte, foarte bine păzite și monitorizate, noi am intrat dinăuntru și am început cumva să o consumăm dinăuntru. Și de fiecare dată când merg prin loc și mă minunez și văd cât de frumos este și de splendoarea lui, mă gândesc, oare cât o să mai reziste așa? Voi, cercetătorii, biologii, aveți cum să interveniți? Adică aveți vreo putere? Puteți să faceți ceva? Sau doar voi, nu știu, vă duceți acolo, vă faceți treaba și vă vedeți de lucrurile voastre? Cum procedați? Țin minte prima întâlnire pe care am avut-o cu un braconier. M-am simțit atât de indignat și am vrut să iau atitudine și să fac ceva. Și atunci colegii mei mi-au spus nu. Nu avem voie să interacționăm cu ei. Noi suntem cercetători. Noi am venit aici să studiem păsările, nu să le protejăm. Ceea ce pare schizoid dacă stai să te gândești. De ei mi-au zis, dacă noi intervenim, de seară ne punem hamacele sau cortul aici să dormim și o să vină și o să ne atace și o să ne dea foc. Adică, practic, n-ați făcut asta de frică. De frică, da. Da. Și sunt autorități care ar trebui să intervină. Este garda de mediu, sunt foarte mulți ecologiști care asta se duc să facă, să monitorizeze, dar ei au și instrumentele necesare. Adică sunt înarmați, sunt protejați. Noi, ca cercetători... Dar, până la urmă, voi, ca cercetători, puteți, nu știu, să sesizați autoritățile? Asta puteți să faceți? Da. Noi, după fiecare campanie, făceam un raport, dădeam puncte în GPS, în care spuneam ce se întâmplă. Ok, inclusiv lucrurile pe care le-ați întâlnit, aceste lucruri negative. Da. Alexandru, îți este frică de șerpi? Depinde de șarpe. Dacă e un șarpe veninos, atunci îmi este frică de el, dacă merg foarte aproape de el, dacă nu, nu. Uite, mi-a atras atenția un pasaj din cartea ta în care povesteai despre șerpi și cât de periculoși sunt cei mici, nu cei mari, așa cum se gândește toată lumea. Adică, până să citesc acest pasaj, îți mărturisesc că și eu mă gândeam că șerpii mari sunt cei mai periculoși. Aș vrea să-mi explici de ce sunt ăștia mici mai periculoși decât părinților. Da, când vorbim despre șerpii mici, vorbim despre puii de șarpe. Puii de șarpe sunt mult mai periculoși decât adulții. De ce? Pentru că, de obicei, un adult de șarpe are experiența vieții. El știe atunci când mergi prin junglă, simte vibrația pașilor și știe că ești un animal mare, pe care nu poate să-l consume, pentru că șerpii te atacă dacă vor să te mănânce sau dacă se apără. Și se apără dacă încerci să le faci ceva. Și atunci, de obicei, când simt vibrațiile pașilor, ei se dau la o parte și nu te atacă. Însă puii de șarpe, care nu au experiența asta, nu pot să prezică masa ta în funcție de vibrații și, dincolo de asta, dacă se întâmplă să te atace, ei nu pot să-și gestioneze cantitatea de venin pe care să o insereze în tine. Adică și un șarpe mic te poate mușca și mușcătura asta să fie fatală. Da, pentru că varsă tot veninul. Un șarpe adult poate să te muște, pentru că te vede mare, te mușcă ca să te sperie, dar nu lasă tot veninul. De ce? Pentru că el de veninul ăla are nevoie ca să prindă mamifere mici sau păsări să se hrănească. Dacă lasă tot veninul în tine și nu te poate mânca, el are nevoie de câteva zile ca să producă venin. Și atunci și îl gestionează, nu vrea să consume energie degeaba. O să merg mai departe cu un citat din cartea ta. Important e să înțelegem că dacă șerpii pot, odată cu maturizarea, să-și administreze chipzuit veninul, putem și noi să ne gestionăm emoțiile și reacțiile. Și aș vrea aici să te întreb, cum îți gestionezi tu emoțiile și reacțiile atunci când ești într-un asemenea loc, într-o junglă, unde ai în jurul tău, nu știu, copaci, verdeață, umezeală? Cu greu. Dar de fiecare dată încerc să fac o paralelă între noi oamenii și ce se întâmplă în jurul meu, pentru că în toate călătoriile astea, eu nu descoper doar lumea din jurul meu, ci descoper și lumea din mine. Și odată cu lumea din mine, descoper lumea din noi. Și mi-am dat seama că în situațiile astea limită, să poți să-ți gestionezi emoțiile este ceva esențial. Și așa
am început să fac acum 5 ani un curs de formare în psihoterapie pozitivă și mi-am dat seama cât de mult mă ajută cursul ăsta. Și dincolo de toate, să știți că sunt niște lucruri elementare. De exemplu, am învățat la acest curs cum putem să ne gestionăm furia în anumite situații. Și am învățat un exercițiu prin care încerci să te concentrezi, să aduni toată furia în piept și din piept să-ți o duci în pumn și să o eliberezi. Eu sunt sceptic. Eu când am ascultat cum profesorul ne vorbea despre asta, am zis, așa ceva nu se poate, asta nu o să funcționeze niciodată. Și ai încercat? Și când am fost în junglă, am avut la un moment dat un moment de maximă frustrare. Și am încercat să fac asta. Și a mers. A funcționat. Dincolo de asta, mi-am dat seama cât de mult funcționează momentul în care încerci să-ți reglezi respirația ca să-ți liniștești frica. Când ești atunci, în momentul respectiv, în situația dată, atunci exercițiile astea funcționează. De ce? Pentru că emoțiile noastre țin foarte, foarte mult de imaginar. Și poți să le controlezi și să le gestionezi, nu să le controlezi, să le gestionezi folosind imaginarul. Și asta nu e decât un exercițiu de imaginație. Deci până la urmă putem să învățăm ceva și de la șerpi. Da, de la toate putem să învățăm câte ceva. Uite, în continuare vreau să discutăm despre tot ceea ce se întâmplă în mediul care ne înconjoară și aș vrea să te întreb pe tine dacă sunt oamenii un pericol pentru mediul înconjurător, pentru animale sau... Ușor, ușor, în ultima perioadă ne-am dat seama că ceea ce distrugem și cu cât distrugem mai mult, cu atât nu mai putem să rezolvăm. Adică, cum vezi tu situația? În continuare, omul își lasă amprenta pe unde trece sau am început să ne dăm seama de greșelile pe care le-am făcut în ultimii ani? Omul este fiecare specie de pe planeta asta, cel puțin dacă e o specie care consumă alte specii și trăiește pe seama alte specii, pune presiune pe viața din jur. Așa am fost și noi. Însă, odată ce populația noastră a crescut exponențial, odată ce ne-am răspândit peste tot și ne întindem orașele și așezările peste tot, luăm foarte mult din habitatul altor specii și punem presiune pe ele. Și în felul ăsta dispar în fiecare an zeci de specii. Că sunt plante, că sunt animale, presiunea este foarte mare. Dispariția asta a speciilor din ecosistem a dereglat, de fapt, întreg globul și am început să simțim și noi presiunea care vine asupra noastră. Sunt dereglări de precipitații. Avem fie ploi foarte puternice, fie perioade foarte lungi de secetă. Și vedem asta cu ochii noștri. Dincolo de asta, avem zile în iarnă foarte călduroase. Sau în București nici n-a fost iarnă. Asta dereglează total lumea. De exemplu, dacă este foarte, foarte cald primăvara, încep să iasă insectele. Dacă ies insectele, depun ouă și ies larvele, iar pe când se întâmplă să depună păsările ouă spre sfârșitul primăverii, deja nu mai au ce să mănânce, că insectele astea au ieșit deja. Care este diferența, de exemplu, între populația braziliană și cea europeană? Sau există vreo diferență? În fond, eu cred că suntem toți oameni, dar din punct de vedere cultural există o diferență foarte mare și ăsta este unul dintre motivele pentru care încerc să mă întorc de fiecare dată în Brazilia. Dar dacă e să ne referim la grija pentru planetă, grija pentru mediul înconjurător, există vreo diferență? Asta pentru că în cartea ta, de exemplu, am văzut că oamenii cultivă, au plantații de bananieri în mijlocul junglei. Eu cred că noi europenii avem o conștiință a mediului și a protecției mediului mult mai cultivată decât în Brazilia. Oamenii în Brazilia sunt conștienți de faptul că au foarte multă biodiversitate în jur. Dar nu există programe ample care să se implementeze la nivel larg și să contribuie la conservarea biodiversității. Și am avut la un moment dat, chiar am avut o discuție cu cineva de la minister de acolo, eram așa, discuția a avut loc în particular, și mi-a spus că voi în Europa ați distrus pădurile ca să creșteți economic și v-ați dezvoltat economic pe seama resurselor pe care le-ați avut voi, ca să nu mai discutăm de resursele pe care le-ați adus din America de Sud, din zonele pe care le-ați colonizat. Și ați rămas fără biodiversitate. Și acum veniți la noi să ne spuneți să protejăm natura și pădurile. Nu faceți bine.
Da? Și nu ne lăsați pe noi să ne dezvoltăm. Când noi ne putem dezvolta economic de pe seama resurselor naturale. Și am zis, da, dar nu e o soluție. Noi vedeți că am greșit. De ce să greșiți și voi? Și atunci au zis, da, dar atunci veniți cu compensări, să compensăm cumva economic toată problema asta. Să ducem și să investim. Adică ok, nu mai faceți asta pentru că distrugem ecosistemul, dar pentru asta trebuie să vă dăm ceva la schimb. Să-i cumva. Ajutăm să se dezvolte economic. Ok, am înțeles. Bun, dar totuși ce fac oamenii greșit? Și aici, uite, mă gândesc la Islanda și insulele britanice, pe care tu le-ai vizitat. Sunt două locuri cumva apropiate, dar total diferite. Oamenii din Marea Britanie și-au dat seama de greșelile trecutului și încearcă să le rezolve. Dar cu toate astea, pare că lucrurile nu merg într-o direcție bună. Și aș vrea să ne spui tu de ce. Noi, insulele astea, în momentul în care am ajuns acolo, era foarte multă pădure. Și am tăiat pădurea. De ce? Pentru că am vrut să ne... Oamenii vor, așa cum oamenii vor să se îmbogățească peste noapte, exact așa vor să consume cât mai multă energie ca să crească, să se dezvolte foarte, foarte repede. Și atunci nu fac lucrurile sustenabil. Nu ne gândim, de exemplu, ca să faci ceva sustenabil, trebuie să te întrebi, pot să fac asta pentru totdeauna? Noi nu ne gândim la asta. Noi ne gândim, tăiem pădurea și ne gândim că la un moment dat o să se termine pădurea. În Islanda am tăiat toate pădurile. E foarte greu să-l replantăm pentru că solul s-a erodat. Când am ajuns în... Asta am făcut și în Anglia. În Anglia ne-am dat seama în ultimii 50-60 de ani că trebuie să replantăm pădurile. Și am replantat pădurile. Însă nu s-a întâmplat nimic la nivelul biodiversității. De ce? Pentru că toți copacii cumva sunt la fel. Nu avem o diversitate de copaci. Dacă nu avem copaci bătrâni, nu avem scorburi în care să cuibărească păsările, dacă nu avem copaci bătrâni, nu avem sau lemn mort, nu avem lemn în care să trăiască insectele pe care să le mănânce păsările. Am vorbit despre Islanda, am vorbit despre insulele britanice, am citit în cartea ta și, uite, e o perioadă bună pentru că acum se tot discută despre insecticide, se discută despre ce face omul ca să-și apere culturile. Ai scris în cartea ta despre, povestești ce se întâmpla în drumul tău spre Siberia, când ai descoperit că geamul mașinii nu are nicio insectă pe el. Și atunci ți-ai dat seama că din cauza insecticidelor, practic, în acea zonă nu existau. Cât de gravă este problema asta? Este extrem de gravă. Pentru că noi nu ne dăm seama. Nouă ni se pare că trebuie să folosim insecticidele cele mai bune, adică să ne protejeze cât mai bine cultura respectivă. Am trecut vreo câteva sute de kilometri prin Islanda, prin Ucraina, în drumul nostru spre Siberia, și eu mă tot uitam după păsări pe geam. Opream din loc în loc, coboram din mașină, căutam păsări. Am văzut în tot drumul doi șorecari, ăștia sunt păsări de pradă. Păsările de pradă sunt de obicei indicatori de biodiversitate. Dacă vezi o pasăre de pradă, știi că acolo este foarte multă viață. De ce? Că are ce să mănânce. No, am văzut doi, când normal ar fi trebuit să văd sute. Și m-am tot întrebat de ce și până la urmă am văzut că noi n-am folosit niciodată lichidul de parbriz ca să spălăm parbriz și ne-am dat seama că nu sunt insecte. Uitându-mă în jur, în 80% din toate ecosistemele pe care le-am văzut, era doar ecosistemul ăsta agricol, erau terenuri agricole. Și mi-am dat seama că ei nu sunt în Uniunea Europeană. Și atunci, dacă nu sunt în Uniunea Europeană, își permit să folosească tot felul de insecticide care nu sunt specifice, care distrug mult mai multe insecte. Deci, practic, nu respectă niște standarde. Niște standarde, da. Dacă dispar insectele astea, se dereglează tot ecosistemul. În primul rând, nu mai are cine să polenizeze plantele. Dincolo de asta, dacă nu sunt insecte, dispar păsările care mănâncă insecte. Dacă nu sunt insecte care să polenizeze plantele sălbatice care fac fructe, plantele nu o să mai facă la fel de multe fructe, deci o să dispară și păsările care mănâncă fructe. Dacă dispar deci, păsările... este un întreg lanț. Da. Și atunci când nu funcționează o rotiță din asta, ce se poate întâmpla? Tot sistemul colapsează. La un moment dat o să ajungem să nu mai avem în sol ciuperci care îmbogățesc solul cu nutrienți. Dacă nu mai avem ciupercile astea care să îmbogățească solul cu nutrienți și insectele care să mănânce material vegetal mort, nu o să mai putem face agricultură. Solul o să fie sterb. Nu mai putem să facem nimic acolo. Ce te-a uimit cel mai mult sau ce ți-a plăcut cel mai mult în Siberia? În Siberia mi-a plăcut foarte mult taigaua. Taigaua este pădurea asta care se întinde prin toată Siberia și care este formată din niște
brazii siberieni și brazii ăștia siberieni rezistă la temperaturi de minus 35 de grade și au niște crengi foarte înguste ca să nu se strângă zăpadă pe ele și să se rupă. Și mi-a plăcut felul în care brazii ăștia înconjurau, așa, care sunt foarte solemni și înalți și puternici, înconjurau o poiană. Și în poiana aia era o roire de fluturi. Și în timp ce mergeam, erau fluturii pe jos și suflam așa prin iarbă și zburau fluturii. Și mi-am dat seama că, de fapt, asta e natura. Natura este undeva în intervalul ăsta dintre fluturii ăștia care au extrem de fragili, dar tulburător de frumoși, și brazii ăștia care sunt foarte puternici și rezistenți. Deci, în același timp, era și fragilitate și delicatețe și forță. Și am descoperit cumva ființa asta naturii, acolo, în taiga. Ce nu mi-a plăcut, nu m-am simțit deloc acasă. Mi-am dat seama că noi oamenii nu avem ce să căutăm în Siberia. Este un loc în care, dacă te duci, agricultură nu prea poți să faci. Și noi, dar cu toate astea, oamenii locuiesc. Locuiesc acolo, da, pentru că ce fac? Folosesc resursele, consumă taigaua, consumă lemnul de acolo. Dar în același timp, ce-i straniu, și am scris și în carte, nici nu poți să mori în Siberia. Pentru că ce se întâmplă? Siberia are la 1-2 metri de suprafața solului un permafrost. E un sol care e continuu înghețat. Dacă tu mori și te îngroapă în permafrostul ăla, nu te descompui, că rămâi înghețat. Dacă nu te îngroapă în permafrost și te îngroapă la suprafață, vin animale sălbatice și te dezgroapă. Deci acolo e un loc în care noi oamenii... Cred că oamenii care s-au dus acolo nu cred că s-au gândit la toate lucrurile astea. Evident că nu. M-aș întoarce un pic la pădurile amazoniene și aș vrea să revenim un pic la filmulețul cu Rio de Janeiro și locul unde au poposit portughezii. Îi rog pe colegii mei să dea play la acest filmuleț și ne întoarcem la discuție. Bună dimineața, viață! Suntem aici, într-un golf, la care îi spune golful Guanabara. Dincolo de portița dintre stânci se deschide Oceanul Atlantic. Aici, pe 1 ianuarie 1502, au ajuns exploratorii portughezi și au crezut că e un râu. Și au spus râul din ianuarie, Rio de Janeiro. Și după 500 de ani în jurul acestui golf, s-a construit, după părerea mea, cel mai frumos oraș din lume. Rio de Janeiro. Evident că după ce au ajuns portughezii pe plajă, și-au dat seama că aici nu este un râu, ci că este un golf. Și-au făcut o greșeală. Astăzi, brazilienii încă mai râd de greșeala asta a portughezilor. Dar nu. Dacă ar fi stat portughezii acasă de frica greșelii, nu știm ce s-ar fi ales astăzi din lumea în care trăim. Da, un loc drag ție, Alexandru. Ai vrut să pleci acolo la un moment dat, chiar să... Da. Să te muți acolo. Am aplicat pentru o groază de burse ca să ajung acolo la universitate și acum 5 ani am câștigat prima bursă. Și când am ajuns acolo, colegii la universitate și toată Brazilia trecea printr-o criză și profesorii nu și-au mai primit salariile de 6 luni. Și e o instabilitate economică foarte mare. E greu să te gândești, să pleci dintr-o țară din Europa și să te gândești că poți să te duci și să trăiești acolo. Dar am început de atunci o colaborare și în fiecare an... Ai renunțat la această idee de a te muta acolo? Nu neapărat. Ok, deci... Poate dacă se stabilizează lucrurile. Ok. Uite, pentru că eu am citit în cartea ta ceva, dar nu știu dacă acesta este momentul cel mai cumplit pe care l-ai trăit atunci când ai mers în junglă. Aș vrea să ne spui tu care este acesta sau ce te-a speriat cel mai tare atunci când te aflai în junglă. S-a întâmplat ceva tragic din vina mea, pentru că am încălcat o regulă. Când am ajuns pe insula asta din Atlantic, urma să stăm acolo 2 săptămâni, eram 4 oameni. Și era o singură regulă, să nu plecăm singuri. Ori plecam câte 2, ori plecam toți 4. Într-o seară ne-am pus tabăra și eu am zis că mă duc să beau niște apă. Era un pârâu la vreo 8 minute de mers de tabără. Și am plecat singur înspre pârâul ăsta. Nici măcar nu mi-a luat maceta ca să-mi fac loc prin vegetație. Și cum mergeam așa înspre pârâu, la un moment dat am simțit că îmi crapă piciorul. Am simțit o durere foarte mare în talpa piciorului, cum urca și parcă îmi crăpa tibia. Și
sub povara durerii astea m-am lăsat jos și mi-am prins piciorul așa cum una și încercam să mă uit să văd ce s-a întâmplat, că eram cu bocan și n-avea cum să-mi intre ceva prin picior și am simțit durerea în mână. De pe cot îmi cobora în mână și a început să mă ardă toată mâna și m-am uitat și mi-am dat seama că mă mușcase un păianjen. Și acesta este locul care te-a înspăimântat cel mai tare? Da, faptul că urma să mor. Pentru că pe mine foarte tare mă înspăimântă moartea. Și multe lucruri pe care le fac... Cu toate astea tu mergi prin junglă, adică te înspăimântă moartea, dar tu întâlnești foarte multe vietăți și unele dintre ele periculoase, aș spune. Da, dar în confruntarea cu moartea ai două căi. Fie încerci să te ascunzi undeva și să stai acolo să te conservi, fie te duci să simți că trăiești, pentru că oricum mori. Și atunci, eu gândindu-mă, având perspectiva asta, morți în față, pentru mine timpul e foarte scurt. Și lumea este foarte mare și splendid de frumoasă. Și până la urmă nu s-a întâmplat nimic atunci? A fost doar o chestie de moment? Sau... Da, m-am lăsat acolo jos, m-am gândit să-mi strig colegii, să vină, dar am zis de ce să mor în agonie strigând. Și pentru câteva momente, eu descriu asta în carte, i-am simțit pe oamenii pe care îi iubesc așa cum au venit în jurul meu și m-am gândit să le las un mesaj. Și mi-am scos telefonul din buzunar, mă gândeam ce mesaj să înregistrez și în timp ce mă gândeam la ce să le spun și îi simțeam acolo lângă mine, mi-a trecut durerea. M-am ridicat, m-am dus la pârâu, când am băgat mâna în apă pentru prima dată am simțit așa că mi-o prinde ca într-o menghină, era încă o sensibilitate și am supraviețuit, n-am pățit nimic. Dar asta m-a speriat, iminența asta morții, proximitatea ei. Dacă e să ne uităm în urmă, pădurea amazoniană este cumva considerată plămânul planetei. Ce s-a schimbat acolo în ultimii ani? Și poate ne spui și ce ai văzut tu, ce ți-a atras ție atenția în aceste drumuri pe care le-ai făcut în acea zonă. În Brazilia există două feluri de junglă. Avem pădurea din Amazon, care este în nord, și pe toată coasta Braziliei era o junglă, pădurea atlantică, care e tot un fel de junglă. Bine, pădurea din Amazon, pentru că este o mlaștină, încă supraviețuiește, cu toate că am tăiat foarte mult din ea. Dar din pădurea asta atlantică, în ultimii 60 de ani, am tăiat 90% din ea. De ce? Pentru că oamenii au venit de la sate și din toată Brazilia, pe coastă, deci, în marile orașe. În ultimii 60 de ani. Da. Pe marile orașe. Orașele astea s-au extins. S-au extins pe coastă. Am tăiat pădurea. Dincolo de asta, am început să facem hoteluri și sate de vacanță și orașe de vacanță, tot pe coastă unde era pădurea. Am defrișat pădurea. Dincolo de asta, nivelul de trai a crescut foarte mult. Oamenii au început să-și cumpere pământ și să-și facă fiecare câte o casă acolo pe plajă. Și în felul ăsta, astăzi mai avem 10% din toată pădurea asta. Și ce e trist e că pădurea e fragmentată. Ăstea 10% procente sunt în niște bucăți foarte, foarte mici și în pădure trăiau niște animale și niște păsări care aveau nevoie de teritorii enorme. Și niște copaci pe care nu-i găsești oriunde. Și niște copaci. Avem un filmuleț pregătit, tot din filmările tale. Copacul Ghiulea, de exemplu, mi-a atras atenția. Aș vrea să vedem și acest filmuleț și să ne povestești un pic despre el. Portughezii au mai găsit aici ceva. Au găsit ghiulele, un arbore care făcea ghiulele. Astea sunt ghiulelele de care vă povesteam. Sunt fructele produse de acest arbore, arborele de ghiulea, sau după cum îi spune aici în Brazilia, caisul maimuțelor. Fructele astea enorme și grele pică jos și se sparg. Și au un miez care se oxidează și se albăstrește și pe care îl mănâncă păsările și tot felul de insecte își depună oleagea și cresc larvele în el. Acest arbore are caracteristica asta la care spune cauliflorie. El face flori și fructe pe tulpină. La fel ca și fregatele și arborele de ghiulea are niște secrete ascunse. Dacă ne uităm la floare, o să vedem cum floarea asta are o glugă. Are stamine și jos și sus. Produce polen și aici și aici. Insectele vin ca să se hrănească și consumă polenul ăsta de pe glugă. În timp ce ele intră aici, se ating cu spatele de staminele de sus și zboară la o altă floare, la o altă plantă și fac același lucru. Când au ajuns aici, aici este pistilul și polenizează planta. Această floare nu produce nectar și atunci ca să atragă polenizatorii trebuie să producă foarte mult polen.
Și dacă pe staminele de jos ar produce un polen care ar fi fertil și care ar putea fecunda floarea, floarea s-ar autofecunda și nu are niciun câștig, nu există variabilitate și diversitate în povestea asta. Și atunci, ca să evite autofecundarea, planta produce pe glugă polen steril. Și polenul fertil este produs doar aici, pe rozeta din jurul pistilului. Și atunci, insecta vine, mănâncă polenul ăsta steril și se încarcă pe spate cu polen care este fertil și care pleacă și fecundează o altă floare. Vedeți voi, toată diversitatea asta de viață pe aici, pe care au găsit-o portughezii acum 500 de ani, exista de milioane de ani și a evoluat într-un spectacol extraordinar. Da, au trecut 500 de ani de atunci, s-au schimbat multe lucruri. Cât de greu este să găsești un astfel de copac? Pentru că are florile atât de spectaculoase. E ușor de observat. E ușor de observat și se cultivă ca specie ornamentală. Chiar dacă iese de acolo, din America de Sud, îl întâlnești în parcuri și oamenii îl cultivă. Aș vrea, Alexandru, pentru că ne-au mai rămas 2 minute din această emisiune, să vorbim un pic și despre România, pentru că avem și noi până la urmă problemele noastre. Ce păsări sunt rare în România sau ce animale au fost nevoite să îi schimbe stilul de viață și au fost îndepărtate din habitatul lor, tot de mâna omului, bineînțeles? Sunt animalele care au de suferit la noi în țară, sunt animalele care depind de teritorii extinse. De exemplu, mamiferele carnivore, ursul, lupul, are nevoie de teritorii mari ca să vâneze. Teritoriile astea, pădurile au fost fragmentate. Am intrat în pădure, am deconectat pădurile. Și atunci ele, ca să treacă dintr-o zonă în alta, dintr-un trup de pădure în alt trup de pădure, interacționează cu oamenii. Și apar tot felul de conflicte pe care le cunoaștem foarte bine. Dincolo de asta, sunt unele păsări care cuibăresc în mlaștini enorme, cum este buhaiul de baltă, cum este retele de stuf. Pentru că noi ce am făcut? Mlaștinile astea le-am transformat în terenuri agricole și am fragmentat stuful. Păsările astea sunt afectate pentru că mai găsesc câte o bucată de stuf, dar nu e suficientă ca ele să trăiască. Unde pleci, scurt? În Galapagos. Când? Sper că pe la începutul lui iulie. Alexandru Stelmin, mult succes. Mulțumesc. Să-ți lansezi cartea și să o citească cât mai mulți oameni, pentru că e o carte interesantă. Mulțumesc mult că ai venit astăzi la Inspira România. Doamnelor, domnilor, am ajuns la final, însă ne revedem și săptămâna viitoare, tot marți, aici pe TVR1. Dacă vreți să ne scrieți, o puteți face la adresa de e-mail inspiraromania@tvr.ro. Eu sunt Ionuț Gheorghe și vă mulțumesc pentru atenție. Să ne revedem cu bine. Pe curând!